Eram liniștit. Eu cu mine și cu micul dejun. Perfect era. Liniște. Și am simțit că vine. Că întâi bate un vânt rece. Și după aia am văzut în lingură o făptură lângă mine cu părul în toate direcțiile. Ochii bulbucați, semn că ea deja se enervase. Deci ea din somn s-a enervat. Ea din vis a făcut... Ține-mă, Doamne, ține-mă! Și mi-a zis așa. M-am gândit. Păi eu când aud m-am gândit, mă c*** pe mine. Pentru mine nu există ceva mai periculos decât m-am gândit. Pentru mine m-am gândit echivalentul Allah Akbar într-un aeroport în Franța. Cam așa mă simt. N-are cum să fie ceva bine după m-am gândit. Nu există. Și așa s-a gândit. Ok, haolul. La ce te-ai gândit? Știi ce-ți fac eu ție, Cătăline? Făce ca un bodyguard nebună. Știi ce-ți fac eu ție, Cătăline, dacă tu mă înșel pe mine? Și am zis ce? A, n-ai zis că nu mă înșel, mâncat. Direct ce?